noi avem aici proaspeți în surăție, pentru că fata noastră cu Naiu s-a măritat. Adriana Babin în această dimineață alături de noi, alături de soțul ei, Ion Rotaru. Bună dimineața! Bună dimineața, draga mea, și mulțumim tare mult pentru invitație. Cu mare drag și Casa de Piatră, să fiți fericiți! Mulțumim, da, Doamne, așa să fie. Noi avem și floricele pentru tine. A, mulțumesc. Oh, mulțumesc din suflet. Mulțumesc, Ion. Pentru că eu am simțit tot gustul ăsta de flori, de cadouri. Aha. Și după cununie și am zis că neapărat trebuie să faci. Și mie plac crizantemele la nebunie, oh, pentru că sunt născută toamna, poate și de asta. Îmi plac crizantemele foarte tare. Mă bucur tare. Și la noi la țară acasă, mama are crizanteme de tot neamul și tot soi, așa că mi-s dragi. Dar să vorbim despre voi în această dimineață, pentru că prospijor, cum s-ar spune, săptămâna trecută a fost cununia religioasă. Da, da, așa a fost. Povestiți despre voi doi, pentru că Ion, noi pe Adriana o cunoaștem. Pe tine da. Mai puțin. Despre mine se povestesc? Da. Sau despre noi? Despre voi doi. Cine a fost cu pasul? Cine a fost cu ideea? Că am înțeles că vreo 8 luni v-ați întâlnit, nu foarte mult. Da, intenția era deja de la 6 luni, era intenția. De fapt, intenția mea a fost din prima lună. Eu am anunțat-o cu ce scop începe colaborarea noastră strânsă. Ea puțin s-a speriat inițial, aha, dar am înțeles că am intenții serioase, da, de familie. Aha. Și intenția, sau etapa de procurare a inelului de logodnă. Aha, arată inel. Vă rog, vă rog. Stai, stai așa să vadă camera, stai așa și inelul de căsătorie și de logodnă. Așa, băieți, prindem momentul, prindem foarte frumos inelușul, foarte frumos. Dar să știi că l-am ales împreună. A, da? Da, a fost cu surprize, cu alea. Nu, a fost cu surprize, evident, eu nu știam ce model o să aleagă, dar ideea de, nu știu, forma diamantului, stilul inelului... E cam sugerat. Da. Eu îi trimiteam linkuri și ea dădea sugestii, așa, da sau așa nu. Dar oricum, inelul și mărimea mi-a spus-o de la prima întâlnire. Mai ales... A, da? Da. Aha, și zicea că nu vreau să fiu mărite. Da, da, să știi că prima noastră întâlnire a fost pe 14 februarie. Ce adică frumos. De ziua îndrăgostiților. Noi am zis că suntem ambii single. Aha. Și să ieșim așa, să ne ținem companie. A, n-a fost neapărat un romance date. Deși Ion se uită acum așa. Nu, cred că eu eram cea cu intenții, știi? Pentru că Ion mereu a fost așa super serios. Aha, am înțeles. O persoană mai retrasă. Ea m-a invitat de 14 februarie să ieșim. Eu am refuzat-o. După aia mi-am găsit timp. De ce ai refuzat-o? Eram ocupat cu munca și... Cum se refuze așa, fata? Lasă lucrul. Păi l-a lăsat. Asta ai și făcut, da? Știi, da. Într-un final. Și-ai făcut bine, ai Ion. Da. Am ieșit și atunci am și notat mărimea la inel, forma, aha, toate detaliile. V-ați pentru acest moment, iată, exact. Pentru acest moment, pentru că avem poze, asta de la, poze de la cămărie. Îl ții în palme, da, știi, de regulă invers. Știi că special am zis să facem poza asta? Ce frumoasă ești, Adriana, mamă, ce frumoasă ești, finuță. Dar eu mă uit acum la voi și semănați un pic, știi? Da, dar ne semănați, parcă sunteți frați, îți jur. Eu am vrut să vă zic, dar spun, zic, hai să mai stăm de vorbă, să mă mai uit, dar aveți ceva. Da, suflete pereche. Și... suflete pereche. În acte a rămas Adriana Babin? Sau... Da, pentru că noi încă nu am făcut înscrierea civilă. Aha, a fost cununia religioasă. Da, a fost doar cununia religioasă. Uh-huh. Urmează să o facem probabil în ziua nunții. Da, tare. Care o să fie? Când? Zicem? Ziceți. Ieri am decis. Chiar ieri am decis. 6 august. Ah, ce tare! Voi acum știi cum, ați făcut antrenamentul cu rochia, costumul, alea și... Ai tare mare dreptate, da, pentru că am zis că așa coferă nu-mi fac, cu siguranță. Iată, vezi? O să schimb și rochia, machiajul o să fie altfel, adică a fost... Vreți nuntă mare cu alai, cu... Da, eu am zis că vreau să facem nuntă să vorbească până în România. Ca la moldoveni. Știi, dacă faci o nuntă, să o faci în toată legea. Aha. Ion, ce părere ai despre intențiile soției? Un pic mai mică, dar na. Așa e cu artiștii. Ion e mai retras. Așa e cu artiștii, vor sărbătoare, nu șagă. Da, artiștii vor ceva mare, ceva frumos. Adriana e o fată tare talentată, noi o cunoaștem de mult timp, ca și artistă. Mai puțin o cunoaștem personal. Cum e ea ca iubită, ca soție acum? Prin ce te-a cucerit, de fapt? Prin ce m-a cucerit? Prin ambiția ei. E foarte ambițioasă, are scopuri foarte mărețe. Frumos. Și îmi place că e în același timp cu mine. Adică, cred că facem echipă bună. Eu din prima lună când am început relația am spus că noi o să facem echipă bună. Și o să facem mulți bani. O persoană care să meargă pas la pas cu mine și să aibă aceleași ambiții ca și mine, sau mai mari. Asta e foarte bine când te susții reciproc și nu-ți pui piedici, știi? Da. Când tu trebuie să crești personal, tu trebuie să crești personal, da. Și trebuie să vă creșteți familia, în sensul, exact, să realizați chestii împreună. Dar cererea în căsătorie, cum a fost? Cu feierie romantică din asta, cu petale, trandafiri, sau a fost ceva așa mai... Cererea am făcut-o în Ibița, cel mai frumos... Welcome to Ibița! Da. Cel mai frumos loc din Ibița. Am avut norocul că am întâlnit un fotograf în avion,
care era român. Întâmplător. Și, da, întâmplător. Pur întâmplător. Noi eram super veseli, pentru că încă din aeroport cântam, am scos lime-ul din buzunar, pentru că am avut un lime cu mine care a călătorit tot timpul. Aha. Și noi cumva încă din aeroport, de la gate-ul ăla, unde trebuie să mergem în avion, am început să cântăm. Așa. Ceva, let's get the party started. Aha. Sau ceva. Aha. Și el a zis că o să ne meriți neapărat la cineva în story. Și am început comunicarea și așa, serios? Am făcut cunoștință, da. Și părinții cum au reacționat apropo la această aventură voastră frumoasă? Și că voi ziceți că vă cunoașteați de vreo 4 ani, da? Da, da. Relația a fost de vreo 8 luni. Da. Cererea a fost peste cât timp? 7 luni. 7 luni, da. Ceva de genul. Cum au reacționat cei dragi? Ce au zis? Ai mei au fost super surprinși. Uh-huh. Au zis că felicitări. Bine, prima reacție, îți dai seama, oricum a fost de super fericire. După aia au început să analizeze toată situația. Evident că au fost și discuții de nu vă grăbiți? E prea devreme, uh-huh. Nu vă grăbiți. Tot și-au fost. Evident. La mine e prea târziu, la tine e prea târziu. Da, nu, până în final, evident. Eu cred că sunt cei mai fericiți părinți. Cu siguranță, mai ales că văd că voi sunteți fericiți, tineri, vă iubiți, vă potriviți, semănați, adică, știi cum. Care e cea mai, în toată această relație de până acum, care a fost cea mai mare provocare? Ați avut vreun moment așa în care v-ați confruntat? Distanța, da, poate, sau nu știu. Nu, distanța nu e o problemă. Da. Cea mai mare provocare e când trebuie să organizăm ceva împreună. Alegerile. Da, alegerile, pentru că suntem ambii firi foarte aprinse. Ce zodii sunteți? Eu, Berbecterea Taur, sunt fix la mijloc. Da, și eu săgetător. Vesel! Ne-am găsit, da. Asta a fost cea mai greu. Când trebuie să luăm decizii importante, da, cred că o să facem față. Cu siguranță. Dar cine cedează cel mai... Adică cine se lasă... De obicei eu cedez. Exact. Acum am vrut să zic că eu cedez, știi? Da? Mie îmi pare că eu cedez. Ok, fiecare dragi la... Dacă nu vrea să mă ascult, îi zic că răspunde ea pentru alegerea asta. Da, și după aia oricum trebuie să aleg ce alege el, pentru că nu vreau să răspunde, să fiu responsabilă. Am înțeles. Asta e bine, să știi că e bine că nu ești. Mi zicea regia că avem pregătit ceva. Ce avem, Andrei? Bine. Ai iubit acasă? De ce ziceam? Că data viitoare când vii, cine știe, poate te îndrăgostești, te întrebăm despre asta, da, dar am văzut că nu vrei să intrăm tare mult în detalii. Te-am intuit ceva. Erați împreună aici? Nu, nu eram. Eram doar prieteni. Aha. Ion acum a făcut o față gen... Câte luni în urmă a fost filmarea asta noastră? Pe ce dată ar fost interviul? A fost fix... Un an. Un an în urmă. Nu erați împreună. Da, nu eram împreună. Nu erați. Eu eram abia, cred, de vreo 2-3 săptămâni plecată în Amsterdam, nu? Da. Și tu venisei acasă ceva și cumva erai foarte așa plină cu învățătura, cu plecarea, cu alea și eu te-am întrebat de dragi, că e data viitoare, zic, data viitoare vii mireasă, adică soție deja, cu nunta plănuită. Hai, când o să mai vrem ceva, eu o să vin la tine, tu să menești, te rog. Am venit de bine. Așa, apropo, voi fiind, tu fiind foarte artistică, ziceai că ai foarte mari planuri, gen nuntă, alea, ce scopuri comune vă mai puneți acum în perioada imediat următoare? Copiii vă doriți acum sau mai lăsați proiectul? Nu, copiii mai lăsăm, pentru că cred că m-ai zis într-un interviu că vrem tare mult să mergem în Bali împreună și acolo cumva fără copii, pentru că vrem să stăm și mai mult timp. Da, și acolo trebuie să te conectezi chiar... Da, cu meditații. De ce Bali? Pentru că e departe, nu foarte exotic. Știe nimeni, da? Exotic. Aha. Da, și Ion e cumva adeptul călătoriilor, știi unde ajung mai puțin, pentru că mie îmi place foarte mult Europa. Da. În ultimele mele spectacole și concerte, mai peste tot l-am luat și pe el. Aha. Și acum, apropo, pe 18 trebuie să mergem în Marea Britanie, foarte aproape de Țara Galilor, adică o natură absolut extraordinară. Mergi cu concertul și merge și Ion deja să te susțină. Da, e bine, nu neapărat să mă susțină, ca o mini-vacanță, știi? Am vrut să zic, profitați, mergi cu concertul și totodată îți faci o vacanță, nu știu cum se zice, cum e asta, cu trip, zi, un weekend trip, te duci câteva zile. Da, cum se zice? Oricum, mie îmi plac mai mult vacanțele unde e pace, liniște și odihnă, adică să nu faci nimic, pentru că când merg cu ea, de obicei mă obosesc. Trebuie mai mult. Trebuie să alergi urma ei. Ăla cu gențile în spate. Și acum, pe final de interviu, sunt tare curioasă. Ce te-a cucerit la el? Că e frumos. Asta da, dar știi cum, frumusețea nu poți trăiești toată viața. Inteligența, cred că în primul rând, simțul umorului, dar foarte mult, mie îmi place absolut tot în Ion.
A, răspuns corect. Știi că atunci când ți se adresează această întrebare și spui doar o calitate, se zice atunci când îți place omul tot, nici nu știi ce să alegi. Parcă îmi place și fața, parcă îmi place și caracterul, da, parcă îmi place felul de a fi. Și vă ziceam și înainte de pauza de publicitate, când mi-a zis că cât v-ați întâlnit, zic 8 luni, 8 luni, wow, repede, pe urmă mi-am dat seama, sunt oameni care au o relație de ani de zile și nu duce la nimic bun sau duce la o căsnicie cu tot felul de momente. Și sunt iată așa momente, părinții mei s-au întâlnit 3 săptămâni și au făcut nunta și iată au pe 9 noiembrie 37 de ani de când sunt împreună. Așa că frumos. Istoriile de dragoste sunt diferite, vreau ca istoria voastră să fie una frumoasă. Mulțumim tare mult! Cu mare drag!